Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la un nou pașaport cultural aici, la Alba Carolina TV. Suntem într-o perioadă specială a anului. Ne aflăm în preajma Zilei Naționale a Culturii. Zi în care celebrăm cultura națională și aniversăm nașterea marelui poet nepereche al literaturii românești, Mihai Eminescu, născut în anul 1850. În mod firesc, emisiunea din această după-amiază este oarecum așezată în continuarea celei de săptămâna trecută. Dacă săptămâna trecută am povestit despre școală și cultură, vă propun ca de această dată să discutăm despre știință și cultură. Pentru că Academia Română, cel mai înalt for cultural și științific românesc, a fost cea care a decretat data nașterii poetului Mihai Eminescu ca zi a culturii naționale, mi-am propus să aduc în fața dumneavoastră un cercetător al Academiei Române. Și am bucuria să îl am alături de mine pe domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al Institutului de Istorie George Barițiu, instituție ce funcționează în cadrul filialei Academiei Române Cluj-Napoca. Bine te-am regăsit, Mircea. Mă bucur că pentru invitație. Ne putem vedea chiar și așa prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare. Mircea locuiește în Cluj-Napoca și ținând cont de faptul că ne aflăm într-o perioadă dificilă datorită pandemiei de COVID-19, am considerat că este mai bine să ne vedem așa prin intermediul unei platforme online de comunicare. Încă o dată, Mircea, îți spun bun găsit la Alba Carolina TV. Este pentru prima dată când te afli la postul nostru de televiziune, la emisiunea Pașaport Cultural și sper că aceasta nu va fi singura dată când o să fii alături de noi. Bunul meu prieten și coleg, Mircea Gheorghe Abrudan, este absolvent al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, doctor în istorie și doctorant în teologie. Cum am spus, este cercetător al Institutului George Barițiu din Cluj-Napoca, este membru al Institutului de Istorie Ecleziastică Nicolae Bocșan, ce funcționează în cadrul Universității Clujene. Este o personalitate a vieții cultural-științifice românești, recunoscută nu doar pe plan național, ci și pe plan internațional. Pentru început, Mircea, te-aș ruga pentru telespectatorii noștri să ne oferi câteva detalii referitoare la formarea ta intelectuală și la activitatea pe care o desfășori în cadrul Institutului George Barițiu. Mulțumesc frumos încă o dată, dragă Mihai, pentru invitație. Te salut pe tine și pe toți telespectatorii noștri, cărora le doresc un an nou mai bun, cu sănătate și să ne ajute Bunul Dumnezeu să scăpăm de această pandemie și să ne reluăm viața în firescul ei, nemai temându-ne să ne întâlnim unii cu ceilalți față către față și să reintrăm într-un firesc, într-o normalitate pe care, iată, de aproape un an de zile am pierdut-o. Cum ai spus și tu deja, eu m-am format în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Facultatea de Istorie și Filosofie, specialitatea Istorie, limba germană, pe care am absolvit-o în anul 2008, urmând apoi un master intitulat Studii de Istorie Sud-Est Europeană, un joint master cu Universitatea Karl Franzens din Graz, unde am studiat un semestru cu bursă Erasmus. De asemenea, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, din cadrul aceleiași universități, pe care am absolvit-o în anul 2009 și apoi am urmat un stagiu doctoral la Facultatea de Istorie și Filosofie, pe care l-am încheiat în anul 2013, noiembrie mai exact, sub coordonarea științifică a profesorului universitar dr. Rudolf Greff
și a regretatului nostru mentor Nicolae Bocșan. Mă bucur să îi pot aminti pe amândoi, pentru că mi-am dat seama, să știi, Mihai, dragă, zilele acestea, când, iată, a plecat dintre noi spre cele veșnice, Părintele Academician Mircea Păcurariu, că uneori, în timpul vieții, profesorilor noștri, a mentorilor noștri, a celor care ne-au marcat devenirea profesională, umană, nu întotdeauna reușim să le mulțumim, nu întotdeauna reușim să îi pomenim, să evocăm, să îi sărbătorim, ceea ce ar trebui să constituie un firesc al vieții sociale și academice deopotrivă, a ne arăta recunoștința față de ei. Și de aceea mă bucur că te-ai pomenit și tu, îi pomenești și eu acum și cred că ar fi să zic, un prim îndemn, dacă pot să spun așa, dacă pot să îndrăznesc să-l numesc îndemn, către cei ce ne urmăresc. Să nu uităm, dragi telespectatori, de părinții noștri, de profesorii noștri, de cei ce ne-au format, încă cât îi mai avem în viață și să le mulțumim, să ne arătăm recunoștința față de ei, pentru că vine o zi când îi pierdem, îi vom pierde și atunci vom regreta probabil că n-am făcut-o în timpul cât a fost în viață. Noi ne cunoaștem de o bună bucată de timp. Între noi există o mică diferență. Am fost generații diferite la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca. Cu toate acestea, diferența de vârstă nu ne-a împiedicat să legăm o frumoasă prietenie. Am ajuns să ne cunoaștem destul de bine, dar niciodată nu am avut curajul să te întreb ce anume te-a îndemnat spre domeniul istoriei. Ești un cercetător performant, cum am spus, activezi într-unul dintre instituțiile de prestigiu din țara noastră, însă niciodată nu te-am întrebat ce anume te-a îndemnat spre domeniul istoriei. A fost o chemare lăuntrică, să spun așa, sau a fost o intervenție din exterior, din partea profesorilor tăi de istorie, poate? Mai a fost o pasiune pentru mine de când mă știu, de în copilărie. Istoria, sorbit așa orele de istorie de la școală. Am avut profesori buni de istorie, dascăl bun de istorie, atât în gimnaziu cât și în liceu, trebuie să spun lucrul acesta. Eu am absolvit Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca. Iar în 2005, după ce mi-am susținut examenul de bacalaureat, m-am îndreptat spre Facultatea de Istorie și totodată spre cea de Teologie. Am dat examen la ambele. Am intrat, bineînțeles, la una cu taxă, la cealaltă la buget, pentru că nu se putea altfel. Și de aici această îngemânare. Nu știu, să știi că în ultima vreme m-am întrebat și eu așa rădăcinile acestea, curiozitatea aceasta de a cunoaște trecutul omenirii în general și al nostru, al românilor în special, poate și are originea și în faptul că familia mea este dispersată, să zic așa, rădăcinile mele sunt deopotrivă în Transilvania, două zone diferite ale ei, cât și în Bucovina, de unde bunicul meu matern a fost dezrădăcinat în martie 1944, înainte cu câteva săptămâni, ca Armata Roșie să reocupe, să anexeze, din nefericire, Cernăuții. Și poate dorința aceasta de a afla mai multe despre ei, despre familia aceasta a mea pe cale maternă, deci de la bunicul, despre care nu știam foarte multe lucruri decât din poveștile lui, m-a îndemnat, a constituit așa un imbold lăuntric. Și nu-mi pare rău, adică îmi dau seama pe zi ce trece și din discuțiile cu alți prieteni, cunoștințe, colegi, că atâta vreme cât facem cu pasiune munca de zi cu zi,
aceasta este cumva înnobilată și nu devine o corvoadă, nu devine o greutate, o povară pe care o ducem în spate. Și asta am putut să o constatăm, cred că toți, mai ales anul trecut, din martie încoace, când în această situație de pandemie am fost nevoiți să nu mai ieșim din casele noastre și am lucrat foarte mult de acasă. Îți Ei, lucrul mulțumesc. acesta, pentru istorici, să zicem așa, pentru literați, pentru oamenii din zona aceasta culturii, chiar am auzit și pe profesorii noștri la un moment dat în anumite interviuri că această perioadă a fost una deosebit de fecundă. Au reușit să se adune, să scrie ceea ce de mult planificaseră să termine, să ducă la sfârșit o serie de proiecte. Și în cazul meu, în cazul colegilor de la Institutul de Istorie al Academiei Române din Cluj-Napoca, George Barițiu, care anul trecut a împlinit 100 de ani, fiind cel mai vechi institut de istorie din România, care are continuitate, a avut continuitate, iată, în câteva zile vom sărbători 101 ani. Anul trecut, cred că a fost destul de fecund, chiar dacă ne-am claustrat, cumva să zic așa, în casele noastre. Am dus o viață, poate monastică, uneori benedictină, și am tras fiecare la proiectele noastre. Știu că și tu ai lucrat serios la teza ta de doctorat, la alte studii, cărți. Și noi la Cluj și alți colegi lucrăm acum la un proiect foarte mare dedicat unei enciclopedii a istoriografiei românești, care a necesitat o muncă asiduă în fața calculatoarelor, mai puțin în biblioteci, arhive, pentru că e vorba de strângerea informațiilor despre istorici care au activat în spațiul românesc, indiferent de etnie și confesiune, și întocmirea unor medalioane biobibliografice. O să revenim asupra acestor subiecte în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Îți mulțumesc că mi-ai lămurit și acest capitol din biografia ta și cred că ar trebui să-i fiu recunoscător camerei din fața mea, pentru că ea a fost cea care mi-a dat curajul să-ți adresez această întrebare. Noi niciodată nu am avut ocazia să discutăm acest amănunt. Ai avut ocazia la Cluj, în ambianța Universității Clujene, să te formezi și să studiezi alături de cele mai luminate minți ale istoriografiei românești contemporane. Și te-aș ruga să ne spui care au fost cele mai importante personalități care au contribuit la formarea ta ca istoric și ca cercetător. Îți mulțumesc pentru această întrebare. Este binevenită și chiar m-am gândit la dascălii mei, să știți, zilele acestea, în contextul plecării dintre noi a părintelui Mircea Păcuraru, pe care l-am evocat anterior. La facultate de istorie a fost aproape toți profesori, aș putea să spun, dar în mod deosebit, vezi, fiecare ne legăm de disciplinele care ni se par mai atractive sau pe felia spațială a istoriei de care ne simțim mai atrași. În cazul meu, este vorba de istoria modernă, scuze, a României, a Europei. Și în mod deosebit l-aș evoca pe domnul profesor universitar dr. Nicolae Bocșan, Dumnezeu să-l odihnească în pace, pe colegii dânsului de la Catedra de Istorie Modernă, pe domnul Ion Cârja, pe doamna Ana Sima, desigur pe domnul profesor Rudolf Gref, care mi-a fost și coordonatorul tezei de doctorat, pe domnul academician Ioan Aurel Pop, pe domnul profesor Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, care mi este acum director la Institutul George Barițiu, pe domnul profesor Nicolae Droie, Dumnezeu să-l odihnească în pace, care m-a impresionat, să știi, în anul întâi de studiu, în semestrul 2, mi-aduc aminte, aveam cursurile lunea de la 5 la 8,
în anfiteatrul de chimie din Parcul Babeș, din Parcul Central, cum este cunoscut în Cluj, și este primul profesor care ne-a numit pe noi studenții colegi, domnilor și doamnelor colegi. Ți-aduci și tu aminte că se folosea și se folosește acest apelativ la Universitatea Babeș-Bolyai. Pentru mine a fost ceva fantastic să aud din gura unui septuagenar, profesor universitar, membru corespondent al Academiei, cu o operă importantă, spunându-ne colegi. Așa Ar este. fi probabil și alții. Acum n-aș vrea să omit pe cineva. În orice caz, zona aceasta de la Catedra de Istorie Modernă, desigur și alți profesori, cercetători de la Institutul Academiei, de care m-am legat ulterior, care au fost în comisia mea de evaluare a doctoratului, domnul Dumitru Suciu, reputat specialist al istoriei moderne a Transilvaniei, domnul Simion Retegan, de la care am învățat iarăși foarte multe și care m-am vrednicit așa de o atenție pe care nu știu dacă a meritat-o întotdeauna. Și din alte centre universitare, oameni pe care i-am cunoscut la conferințe încă din studenție, că suntem la televiziunea din Alba Iulia, aș vrea să pomenesc aici pe regretatul profesor și vreme de câțiva ani rector al Universității 1 decembrie 1918, Iacob Mârza, pe care l-am cunoscut la o conferință, la prima mea conferință studențească. Mi-aduc și acum aminte că a fost o experiență foarte frumoasă, la care am participat cu un coleg de la Cluj, cu Lucian Turcu, care este acum lector la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai. Și domnul Mârza, Dumnezeu să-l odihnească în pace, în pauza și conferinței și la masă a avut și o serie de intervenții așa umoristice, în ton de glumă, cumva să ridice probabil povara aceasta emoțiilor pe care noi le aveam și care ne încercau. De asemenea, sugestii bibliografice, întrebări pertinente, atât din partea dânsului, cât și din partea altor colegi ai dânsului care au participat la acele momente și de care mi-aduc și acum aminte cu bucurie. De pildă, domnul Daniel Dumitran, Cosmin Popa Gorjanu, domnul Valer Moga, doamna Ana Dumitran, și n-aș vrea să-i supăr pe cei pe care acum nu-mi vin în minte numele lor, și de la celelalte centre universitare și oameni care nu i-am cunoscut în timpul studenției direct, ci prin citindu-le cărțile, citindu-le lucrările, operele, care sunt de neocolit pentru orice istoric tânăr în formare, din spațiul românesc și din spațiul occidental. Din spațiul românesc aș putea să îl amintesc aici pe Părintele Păcuraru de la Sibiu, care e cunoscut pentru cele trei volume ale istoriei Bisericii Ortodoxe Române, dar aș putea să pomenesc și o serie de istorici de la Iași, academicianul Alexandru Zub, pe regretatul academician Gheorghe Platon, și ar fi și alții. Aș vrea să mă opresc aici pentru a nu plictisi prea mult, poate, pe cei care ne urmăresc și care nu sunt istorici de specialitate, nu? Să știi că nu întâmplător ți-am adresat această întrebare, pentru că la temelia prieteniei noastre, alături de multe, multe alte argumente, a stat și relația de colaborare pe care am avut-o cu regretatul profesor și istoric Nicolae Bocșan. Și ți-am adresat această întrebare cu un scop ascuns, pentru că vreau să-ți smulg promisiunea în direct că anul acesta vei mai reveni alături de noi și că vom face împreună o emisiune despre mentorul nostru, despre domnul profesor Nicolae Bocșan. Anul acesta se împlinesc 5 ani de când domnia sa a trecut la cele veșnice și mi-aș dori ca personalitatea dânsului să fie prezentată și telespectatorilor noștri
de la Alba Carolina TV. Cu mare drag, Mihai, și chiar mă bucur că te-ai gândit la această idee, la această, această inițiativă, pentru că domnul Bocșan a fost un om deosebit, nu doar ca profesor universitar, ca dascăl, să zicem, conducător de instituții, da? Că a dus în spate Universitatea Babeș-Bolyai ca rector, ca prorector, decan, etc., titluri academice, ranguri universitare, ci ca om, la urmă, nu? Că ce ne-a apropiat pe noi și pe alți colegi de-ai noștri, mai mari, din alte generații, dinainte sau de după noi, care au auzit de dânsul, care s-au apropiat, faptul că era un om dispus să-ți acorde atenție, să-ți acorde timp, să te îndrume, să-și citească textele, să corecteze și să-ți dea sfaturi de viață, utile, să te tempereze. Vezi, când suntem la 20 de ani, avem așa un entuziasm al tinereții, credem că putem cuceri lumea, să zicem, putem revoluționa istoriografia, nu știu, putem revoluționa domeniile în care dorim să ne desfășurăm activitatea. Ori, domnul profesor, îmi dau seama așa, uitându-mă retrospectiv în viața mea, și au fost momente anul trecut când am stat un pic și m-am gândit așa, au fost momente când prezența lui în viața mea a fost determinantă, a fost decisivă, hotărătoare, prin sfaturile pe care mi le-a dat, prin faptul că a fost dispus să participe la lansarea primei cărți, să scrie prefața acesteia. Și acum mă gândesc, știi, poate am fost uneori insistent, alteori absent. Și din viața dânsului, uneori mă gândeam că e dificil sau să nu-l deranjez, să nu-l sun, să nu-l... Și îmi dau seama și acum, după ce am cunoscut și alți profesori, să știi, oamenii ajuns la o vârstă a înțelepciunii, a senectuții, a bătrâneții, care tânjesc să fie, să zicem, deranjați, să fie căutați, să fie cercetați, pentru că uneori... bătrânii, să le spunem așa, simt această lipsă din viața lor, uneori, să zicem. Dar este important că te-ai gândit și mă bucur foarte mult că te-ai gândit la această idee și cu drag voi participa în emisiune. Deci am reușit să-ți smulg promisiunea. Este a doua victorie pe care am obținut-o în dialogul cu tine. Înainte de pauza publicitară, te-aș ruga să ne vorbești puțin despre cărțile pe care le-ai publicat până în acest moment. Ai urmat un doctorat strălucit în cadrul Universității Clujene, finalizat cu publicarea unui masiv volum, după care au urmat alte și alte volume, alte și alte proiecte editoriale, despre care te-aș ruga să ne oferi câteva informații în cele câteva minute rămase până la publicitate. Mulțumesc frumos pentru această ocazie pe care mi-o dai de a vorbi despre cărțile mele, prin care fiecare dintre noi considerăm că vom trăi veșnic, nu? Că vom rămâne nu doar într-un raft de bibliotecă, vom rămâne probabil în sufletele, în mințile celor care ne-au cunoscut. Cărțile mele publicate sau încă în proiect sunt în mare parte dedicate istoriei Transilvaniei, istoriei Bisericii Ortodoxe din Transilvania, relațiilor dintre ortodoxi în speță mitropolitul Andrei Șaguna și Sașii Ardeleni, conducerea Bisericii Evanghelice din Sibiu, participarea clerului ortodox român și greco-catolic român la primul război mondial, deci vorbim de clerul militar. Apoi, în anul centenarului Marii Uniri, am considerat că este necesar să restitui câteva pagini memorabile scrise de un participant la Marea Unire și un făuritor al Marii Uniri și al României întregite, părintele academician Ioan Lupaș, din Săliștea Sibiului. Și, desigur, o carte la care am lucrat un an de zile, pe care tu nu o ai pe ecran,
deoarece n-am apucat încă să ți-o ofer, și anume descrierea Olteniei la 1723, un manuscris întocmit de un inginer austriac, Friedrich Schwanz von Springfels, care a întocmit o hartă a Olteniei și o descriere amănunțită a acesteia, destinată Consiliului Aulic de Război de la Viena, deci autorităților imperiale austriece, care în 1718 au anexat Mica Valahie, Oltenia, la Imperiul Habsburgic, până în 1739, când după pacea de la Belgrad, această provincie a fost, să zicem, pierdută de austrieci și a reintrat în componența țării românești, respectiv în sfera de influență a Imperiului Otoman. Într-adevăr, ceea ce avem astăzi pe masă sunt niște lucrări de o valoare excepțională. Tu ești foarte modest acum și nu ai precizat aceste aspecte, dar eu o să-mi iau libertatea, chiar dacă știu că la final o să mă critici, o să-mi iau libertatea și o să spun că lucrările pe care le avem astăzi în față au fost premiate de cele mai înalte foruri culturale, științifice, ecleziastice din țara noastră. De exemplu, teza ta de doctorat, dedicată relațiilor dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Luterană din Transilvania, între Revoluția Pașoptistă și Marea Unire, a fost premiată de către Academia Română cu premiul Dumitru Stăniloae, iar pentru celelalte cărți ai primit distincții din partea autorităților ecleziastice. Și aici aș aminti Crucea Șaguniană, conferită de înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, și Crucea Transilvană, oferită de înalt preasfințitul Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Sădmarului și Maramureșului. Iată că munca ta de cercetare, strădanile tale pe tărâm științific și cultural sunt validate și prin aceste premii prestigioase. Am uitat să precizez și premiul Brâncoveanu, conferit de Fundația Alexandrion. Premii care, să spunem, încununează activitatea ta de cercetare de până acum. Sunt ferm convins că vor urma multe, multe astfel de premii și de distincții. Cu permisiunea ta, o să facem o mică pauză de câteva momente, după care vom reveni în studioul Alba Carolina TV și vom continua discuția noastră. România este pregătită să asigure un mediu favorabil, un mediu sigur pentru fiecare persoană care dorește să se vaccineze împotriva COVID-19. Am organizat activitățile logistice necesare pentru recepția, pentru stocarea și distribuirea vaccinurilor la nivelul centrelor de vaccinare, prin acțiuni sincrone și compatibile cu cele derulate la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene. Și eu mă vaccinez. Virusul ne-a lovit pe mulți dintre noi. Unii s-au vindecat mai ușor, alții însă au ajuns la terapie intensivă. A fost greu, dar a trecut. Te-ai vindecat și ești fericit. Acum tu poți să-i ajuți pe ceilalți. Donează plasmă. Contactează cel mai apropiat centru de transfuzie sanguină. Pentru ca alții să trăiască, donează plasmă. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Anul acesta a însemnat o viață cu restricții, a însemnat suferință, a însemnat vieți pierdute. Putem schimba acest lucru. Depinde de noi cum va fi viitorul nostru. Depinde de noi ce vom alege să facem. Sunt mamă, sunt medic și mă voi vaccina, pentru că vaccinarea înseamnă responsabilitate și eu mă vaccinez. Iată-ne întorși în studiourile Alba Carolina TV, alături de invitatul meu special, cercetătorul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan. Înainte de pauza publicitară, am discutat puțin de teza ta de doctorat și despre premiul pe care această teză l-a primit din
partea Academiei Române, respectiv premiul Dumitru Stăniloae. L-ai amintit la începutul discuției noastre pe părintele academician Mircea Păcurariu, care, din păcate, în cursul acestei săptămâni, a trecut la cele veșnice. Sigur, domnia sa s-a stins la o vârstă venerabilă, după o activitate bogată pe tărâmul cercetării istoriei noastre ecleziastice, după o viață plină de împliniri și de satisfacții profesionale și personale. Te-aș ruga să ne pui la suflet câteva cuvinte despre personalitatea acestui mare istoric al Bisericii Ortodoxe din România. Da, mulțumesc pentru că mi-oferi această șansă. Am și scris un articol in memoriam dedicat părintelui Mircea Păcurariu, care nu mi-a fost profesor, dar pe care l-am cunoscut inițial prin intermediul cărților Sfinției sale și apoi am făcut cunoștință cu dânsul în urmă cu aproape 10 ani prin intermediul unui discipol al său, părintele Emanuel Tăvală, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Și apoi am rămas în contact cu părintele, descoperindu-l efectiv ca un om interesat, atent, cititor al revistelor bisericești, istorice, preocupat de mersul istoriografiei românești. Părintele s-a născut în Hunedoara în 1932, într-o zi de 30 iulie, și iată, a trecut la cele veșnice la 88 de ani și jumătate, liniștit, înconjurat de cei dragi, având un sfârșit creștinesc, așa cum ne rugăm noi în slujbele Bisericii Ortodoxe, în căsuța sa din Sibiu. O viață împlinită, cum ai spus și tu, tată a două fete, după 50 de ani, dacă putem să ne închipuim, Mihai dragă, și toți cei ce ne urmăriți, stimați telespectatori, 50 de ani de activitate didactică la seminarii teologice și mai ales la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna a Universității Lucian Blaga din Sibiu, înainte de 1990 Institut Teologic Universitar, unde a fost și decan între 1992 și 2000, și membru corespondent al Academiei Române din 1997, apoi din 2015 membru titular, cetățean de onoare a Sibiului, al Devei, unde a studiat în timpul gimnaziului și a liceului și zona de care s-a simțit legat. Și desigur aș vrea să amintesc aici faptul că a fost un an de zile student la Cluj, la Facultatea de Istorie, pe care am urmat-o și noi, și de unde a fost exmatriculat, dragă Mihai, ceea ce foarte puțin știu, acest aspect din viața părintelui și nici nu se regăsește în biografiile sale. Eu, dânsul mi-a povestit acest moment, care era, desigur, dureros. Deci a fost exmatriculat în 1953, de la Facultatea de Istorie, după ce terminase anul întâi pe locul întâi, din motiv, sau cum se spunea atunci, pe considerații politice, având, să zicem, origine sănătoase, pentru că el se trăgea dintr-o familie preoțească și a fost îndepărtat de la facultate, iar după aceea imediat și-a îndreptat pașii spre Institutul Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în 1956 și unde și-a desfășurat, repet, activitatea întreaga viață și de care a fost legat până la sfârșit. Sub cupola acestei instituții l-am cunoscut și eu, l-am cunoscut și alții, a format generații întregi de studenți care au devenit ulterior preoți, au devenit profesori de religie, profesori de istorie, pentru că dânsul a predat, iarăși un detaliu mai puțin cunoscut, a predat aproape 2 ani de zile atât la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași la începutul anilor 90, cât și la Facultatea de Istorie
a Universității Lucian Blaga din Sibiu. Eu m-am simțit legat de părintele pentru că mi-a acordat o atenție care m-a onorat și m-a responsabilizat. În sensul că m-a încurajat să scriu și apoi a recomandat cartea mea Ortodoxie și Luteranism în Transilvania pentru a fi premiată de Academia Română, cumva intrând într-un fel de concurs și cu alți colegi de-ai domniei sale, academicieni care recomandaseră aceeași carte pentru un alt premiu. Și până la urmă am vins, să zicem, voința părintelui Păcurariu și a iarăși regretatului profesor și filosof Alexandru Surdu, stins, plecat dintre noi la sfârșitul anului trecut. Deci, iată oameni de care m-am simțit legat și mă voi simți în continuare legat și care ne pot să constituie pentru noi toți, pentru cei mai tineri, pilde, să știi, de conduită morală, etică, didactică, de breaslă, de patriotică, istorică, oameni care și-au iubit țara, care și-au iubit poporul din care au făcut parte, în care au otrăslit și care și-au pus, de fapt, viața în slujba culturii române. Cred că aceasta este pilda extraordinară pe care ne oferă toți profesorii noștri și dascălii noștri pe care i-am amintit în prima parte a emisiunii și pe care și tu i-ai evocat și pe care cu siguranță în viitor îi vom mai aminti. Îți mulțumim pentru aceste informații biobibliografice referitoare la personalitatea regretatului academician Mircea Păcurariu. Cred că a fost binevenită această mică pauză, mică paranteză din discuția noastră. Noi, cei care rămânem pe acest pământ, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-L odihnească și să ierte păcatele și să-L așeze de-a dreapta sa. Revenind acum la activitatea pe care o desfășori în cadrul Institutului George Barițiu, să știi că mai am o mică curiozitate. Tot așa, niciodată până acum nu am îndrăznit să te întreb, dar ai vorbit despre cartea dedicată lui Ioan Lupaș și aș vrea să ne spui cum este să activezi într-un institut de cercetare și cum este să scrii despre personalitățile care au pus umărul la înființarea și dezvoltarea acestui institut de cercetare românesc. Măi, este o mare responsabilitate, să știu. Uneori e parcă simți că te strivește, dar alteori simți că te și ajută, îți dă curaj să mergi mai departe. Eu spun sincer că m-am inspirat din viața lui Ioan Lupaș și din viața lui Alexandru Lapedatu, care sunt fondatorii Institutului, au fost cofondatorii Institutului de Istorie Națională din cadrul Universității Daciei Superioare, apoi Regele Ferdinand I din Cluj-Napoca. Și mi-am dat seama că menirea acestui institut nu este una eminamente, să spunem, științifică pentru un mediu restrâns de specialiști care activează în domeniul istoriei și istoriografiei, ci e menirea instituției de la fondare, trasată de Ioan Lupaș, că am citit discursul de la fondarea institutului și prin care trasa căile directoare de urmat, a fost și deschiderea spre societate. Așa numită extensie universitară, cum au numit-o în epocă, el și alți profesori dascăli renumiți ai Universității Clujene, prin care doreau să împărtășească societății românești învățămintele, rezultatele cercetărilor lor și să ajute, să contribuie, să pună umărul la progresul culturii române și a societății române în general. Asta mi se pare că este pilda și exemplu extraordinar pe care îl oferă Ioan Lupaș și Alexandru Lapedatu. Devotamentul pentru instituție, dragostea pentru acest pământ, pentru România, pentru cultura română, pentru istoria poporului român și
pentru misiunea, responsabilitatea pe care o au pentru urmașii lor. De aceea, bine, ei nu s-au eschivat nici în a îmbrăca, să spunem, o serie de funcții politice care după aceea i-a costat libertatea, după ce comuniștii au preluat puterea în România în 1948, atât Ioan Lupaș, cât și alții fiind, așa cum probabil unii care, dintre telespectatorii care ne urmăresc știu, închis la Sighet vreme de 5 ani de zile, el reușind să iasă de acolo teafăr și apoi trăind încă ani buni la Sibiu și la București, alții din nefericire, cum a fost istoricul Gheorghe Brătianu, lăsându-și oasele la Sighet și neavând nici în ziua de astăzi un mormânt, pentru că ei au fost aruncați în cimitirul săracilor și nu se știe exact unde li se află mormintele. Deci, să știi, pe de o parte este moștenirea lor, personalitatea lor, opera lor, strivitoare într-o anumită măsură, pentru că oamenii aceștia au scris foarte mult, au publicat foarte mult, de calitate. Și pe de altă parte este și un fel de imbold de a încerca să le urmeze exemplu și de a-i, n-aș vrea să spun, n-aș îndrăzni să spun, de a-i întrece. Însă în orice caz de a merge pe urmele lor și de a ne inspira. Eu cel puțin așa simt, să știi, de a mă inspira din pilda vieții lor. Să știi că am observat acest lucru la activitatea pe care ai desfășurat-o în cel puțin în ultimii 2 ani, începând cu anul 2018, că ai încercat oarecum să calci pe urmele lui Ioan Lupaș și Ioan Lapedato. Chiar dacă acea extensiune universitară în zilele noastre nu mai există, te-am urmărit participând la zeci de manifestări culturale organizate nu doar în județul Cluj, ci și în alte părți ale țării noastre. Ai susținut conferințe pe diferite tematici, în principal legate de momentul primului război mondial și al Marii Unirii. Am apreciat faptul că asemenea lui Lupaș și lui Lapedato ți-ai adaptat discursul în funcție de publicul pe care l-ai avut. Te-am văzut vorbindu-le preoților, te-am văzut vorbindu-le profesorilor, te-am văzut vorbindu-le oamenilor simpli, dar te-am văzut vorbindu-le și celor mai mici, școlarilor, preșcolarilor sau liceenilor. Și am apreciat, cum am spus, această capacitate extraordinară a ta de a-ți adapta discursul la diferitele segmente de public pe care le-ai avut. Și cred că asta este o mare, mare performanță a ta ca istoric, ca cercetător și ca orator. Și cred că într-o bună măsură ai reușit să urmezi exemplul acestor mari personalități pe care le-am evocat. În ultimul an la institut ai desfășurat sau desfășori două proiecte importante. Unul a fost în parteneriat cu studioul teritorial al televiziunii române, dedicat centenarului semnării Tratatului de Pace de la Trianon, în cadrul căruia ai realizat o serie de emisiuni cu istorici sau urmași ai celor care au realizat Marea Unire și care au participat la tratativele de pace de după primul război mondial. Mai apoi, de anul trecut și continui și anul acesta, te ocupi de ceea ce înseamnă proiectul Enciclopediei Istoriografiei Românești. Te-aș ruga să ne oferi câteva detalii despre aceste două proiecte importante pe care le-ai desfășurat în ultima perioadă. Iar legat de Enciclopedia Istoriografiei Românești, te-aș ruga să ne spui dacă acest proiect continuă mai vechea enciclopedie publicată în anul 1978, dacă nu mă înșel, da, sau este un proiect editorial nou. Mulțumesc, Mihai Dragă, pentru aprecierile făcute la adresa activității mele, la adresa persoanei mele. Sper că n-am produs dezamăgiri de unde am umblat. A fost o experiență inedită la un moment dat și pentru mine, dar să știi că, așa poate și din experiența ta, întâlnirea cu
cu oamenii, fie că vorbim de oameni de cultură, de confrați istorici, de preoți, de elevi, de studenți, a constituit și un mijloc de a interrelaționa, din care am avut de învățat, să știi, prin care m-am îmbogățit, pentru că au fost și dialoguri care m-au îmbogățit și m-au bucurat totodată și am încercat să onorez toate invitațiile pe care le-am primit în acest sens, luând exemplu și de la cei, de la înaintașii noștri, despre care am scris și despre care probabil voi mai scrie. Acum, referitor la aceste două proiecte pe care tu le-ai amintit, trebuie să-ți precizez că ambele, de fapt, se desfășoară sub cupola Academiei Române, mai exact sub cea a Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, și se datorează imboldului odată venit de la secția de științe istorice a Academiei, când vorbim de proiectul Enciclopediei Istoriografiei Românești, inițiat în primăvara anului trecut, cât dinspre societatea civilă, să-i spunem așa, dinspre oamenii de presă, dinspre jurnaliști, în cazul proiectului Trianon. Și faptul că noi am reușit să ducem la bun sfârșit acest proiect deosebit, unic în spațiu românesc, desfășurat anul trecut, se datorează atât deschiderii institutului nostru, a cărui conducere a fost preluată în 2018 de domnul profesor universitar dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și care în proiectul managerial al dânsului a dorit o deschidere a instituției față de societate, față de publicul larg, deci să zicem o coborâre a cercetătorilor dintr-un anumit turn de filde, așa cum suntem uneori percepuți, și de către Televiziunea Română, care a dorit să realizeze prin studioul de la Cluj acest ciclu jurnalistic, acest periplu, aducând în fața opiniei publice românești din ziua de astăzi momentul Trianon. Ce a însemnat tratatul de pace de la Trianon, semnat în 4 iunie 1920, pentru România atunci, pentru Ungaria atunci, și ce înseamnă el, ce ar trebui să însemne astăzi. Cum să ne raportăm la acel eveniment istoric. Vezi că uneori noi nu știm cum să ne raportăm la istoria noastră, cum să marcăm zilele respective. Și am avut întâlniri foarte frumoase. Ele pot fi urmărite în continuare pe YouTube, căutând după sintagma Centenar Trianon. Au fost realizate peste 20 de interviuri. Eu am condus 14 dintre ele. Această emisiune o are ca producător pe doamna Luminița Purdea Cotuțiu din Cluj-Napoca, iar cei doi, să spunem, moderatori am fost eu și colegul Mihnea Stoica de la Facultatea de Științe Politice, care a și moderat maratonul din data de 4 iunie 2020. Acum, în cazul invitaților mei, care au fost profesori Ioan Drăgan, George Cipăianu, Șerban Turcuș, Marin Balog, Atila Varga, Ana Maria Stan, Cornel Sigmirian, Vasile Pușcaș, Denis Deletant, Virgiliu Țărău, Cătălin Turliuc și domnul dr. Zeno Milea de la IUD, am încercat diferite perspective asupra Trianonului, să spunem. Politic, demografic, social, economic, urmările internaționale, pe scena internațională a acestui tratat. Deci, iată, am oferit în câte 30 de minute fiecare emisiune diferite perspective și cred că cine a urmărit toate aceste episoade, care, cum spuneam, pot fi vizualizate în continuare și care sper că se vor transforma într-o carte în cursul acestui an, să vedem acum cum vor evolua lucrurile, că s-a schimbat conducerea Televiziunii Române de la Cluj,
Iar, din nefericire, aici se pare că a fost și o chestiune politică la mijloc, asupra căreia nu vreau să insist. În orice caz, și pentru mine a fost o experiență inedită, fiind pus în ipostaza în care te regăsești tu acum, de a pune întrebări. Și mi-am dat seama că uneori este mai greu să te gândești la agenda unei emisiuni, la întrebările pe care dorești să le adresezi interlocutorilor tăi, și asta nu pentru a-ți răspunde unor interogații ale tale, ci pentru a transmite celor care te urmăresc și ne urmăresc o serie de informații pe care nu le-ar putea afla din altă parte. Deci a fost o provocare și pentru mine, din care am avut, aș spune, multe de învățat, și a fost o bucurie totodată faptul că, în ciuda pandemiei și acestei situații dificile prin care am trecut, am reușit atât la institutul nostru George Barițiu al Academiei, cât și la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din Cluj-Napoca, la Opera Națională Română și la Muzeul Universității Babeș-Bolyai să înregistrăm aceste emisiuni și să îi aduc în fața ecranelor, în fața telespectatorilor, pe câțiva istorici foarte valoroși pe care noi îi avem și despre care probabil știm mai puține lucruri. Deci aceasta ar fi, să spunem, proiectul centenar Trianon, care s-a născut, repet, încă o dată, datorită întâlnirii, să spunem, voinței jurnalistului, în speță Televiziunea Română Cluj, doamna Luminița Purdea Cotuțu, și a deschiderii institutului nostru de istorie George Barițiu, care până la urmă cele două instituții au și încheiat un parteneriat, care este încă în picioare. În cadrul acestui parteneriat, realizându-se și proiectul nostru centenar Trianon. Iar o emisiune, că noi acum suntem prin Skype, am realizat-o tot prin Skype cu domnul profesor Cătălin Turgliuc de la Iași, pentru că nu era dificil să ne întâlnim, iată, la Cluj sau la Iași în anul trecut. Iar al doilea proiect pe care tu l-ai amintit, referitor la Enciclopedia Istoriografiei Românești, este într-adevăr o, să zicem, o actualizare a enciclopediei realizate în anii 70, dar este mai mult decât atât. Pentru că în epoca respectivă, știi și tu foarte bine, nu se puteau scrie chiar orice și nu puteau fi cuprinși toți istoricii datorită cenzurii regimului comunist. Acest proiect este mai vechi, de prin anii 2000 a fost gândit, dar tot timpul s-a împotmolit, nu s-a coagulat o echipă de lucru și nu s-au dus lucrurile în sfârșit. Anul trecut, domnul academician Victor Spinei, președintele secției de științe istorice și arheologice a Academiei Române, a repus în discuție acest proiect, de fapt a pornit. El este inițiatorul și este coordonatorul general împreună cu domnișoara academician Dorina Rusu de la București. Iar prin institutele de istorie ale Academiei de la București, de la Iași, de la Cluj, Sibiu și Timișoara, acest proiect a prins contur. Trebuie să le spun celor ce ne urmăresc că vorbim despre undeva la 3.000-3.500 de nume de istorici, români, maghiari, germani, evrei, slovaci și de alte naționalități, care s-au născut în spațiul românesc. Nu ne referim doar la granițele României de astăzi, ci ne referim și la istorici născuți în Basarabia, desigur, în nordul Bucovinei, în Ungaria de astăzi, în Banatul, așa zis sârbesc, dar și de istorici care s-au născut în America, în vestul Europei și care au scris despre România, despre români, despre trecutul acestui spațiu, să spunem așa, Carpato-Danubiano-Pontic. Iar noi am organizat șantierul în funcție de cele trei mari provincii istorice. Se preconizează că vor ieși la tipar trei volume, istoricii fiind, să zicem, asumați geografic, cumva. Deci nu neapărat în funcție de zona în care au activat sau despre care au scris, ci în unde s-au, sau își au originea, unde s-au născut.
Noi pentru Transilvania, de pildă, suntem undeva la 1480 de istorici, dacă poți să dai seama, de fișe întocmite, cu ajutorul colegilor de la diversele instituții de profil, mă refer aici la arhivele naționale, direcțiile județene din toată Transilvania și din Banat și desigur din restul țării, mă refer la bibliotecile județene, la centrele universitare, desigur la marile universități care au și facultăți de istorie sau departamente de istorie în cadrul unor facultăți mai largi, mai mari, la muzeele județene, la muzeele orășenești. De peste tot am încercat să strângem colaborări din toate județele, din toate instituțiile acestea de profil, pentru a nu scăpa pe cineva. Desigur, s-au trasat o serie de linii referitoare la selecția acestor istorici. Nu putem să-i asumăm chiar pe toți. Să zicem, oricine a scris un studiu sau un articol de istorie va face parte din această enciclopedie. Nu, trebuie să aibă studii de istorie sau studii culturale, să zicem, conexe. Trebuie să fi publicat măcar o carte de autor unic sau două cărți de autor unic, să fie avut titlul științific de doctor. Sigur, aici s-au făcut excepție de la cei care au scris istorie, să zicem, de la istorici, de la cronicarii care au activat în Evul Mediu, în perioada modernă până și chiar contemporană, când mai puțini cercetători ajungeau să-și ajudece acest titlu și, desigur, fac excepție și cei colegii noștri contemporani care încă nu au reușit să susțină teza, dar sunt în curs de a-și susține tezele, cum este și cazul tău, nu? Deci, iată, noi am încercat să, repet, să acoperim un spațiu, o plajă mai largă. Vorbim de atât de bărbați cât și de femei, vorbim de istorici români, maghiari, am spus, sași, vabi, evrei, slovaci. Deci, este vorba, până la urmă, despre un proiect amplu, foarte mare, care a presupus o muncă benedictină, deoarece aceste fișe sunt redactate urmând un anumit model, un anumit calapod. Trebuie să fii foarte atent, muncă, să zicem așa, matematică în anumite privințe și sperăm că ne apropiem de sfârșit. Mai avem, cel puțin noi la Cluj, sub 100 de fișe de strâns și de trimis mai departe, deci stăm foarte bine. Surprinzător, eu mărturisesc aici public că nu credeam când am început proiectul anul trecut în ianuarie, când de fapt am lansat apelul în teritoriu că vom reuși într-un an de zile, cunoscând realitățile românești acum, dacă stau să ne gândim, și intelectuale. Intelectualii de regulă sunt oameni uneori mai comozi și se mișcă, se urnesc mai greu, dar și când se urnesc mai greu să opresc, poate, că vom reuși să colectăm aceste fișe și să le punem în fața coordonatorilor pentru a fi prelucrate și tehnoredactate. Iar spre sfârșitul anului sperăm, așa este, așa plănuim, așa își dorește și domnul academician Spinei și secția de științe istorice, ca spre sfârșitul anului curent, deci undeva în toamnă, iarnă, să avem pe masă volumele intitulate Enciclopedia Istoriografiei Românești și care să arate o radiografie, să reprezinte de fapt o radiografie a istoricilor, a celor care au scris istorie, care ne-au scris istoria din spațiul românesc. Îți mulțumesc, dragă Mircea. Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Timpul alocat s-a scurs foarte repede în dialogul purtat, dar mă bucur că am reușit să-ți smulg invitația pentru participarea pentru un viitor material, așa cum am promis, despre domnul profesor Nicolae Bocșan. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi. Sper că dialogul amical pe care l-am purtat a fost și va fi
cât se poate de constructiv pentru telespectatorii Alba Carolina TV, cărora le mulțumim că și de această dată au fost alături de noi la un nou pașaport cultural. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână cât se poate de liniștit alături de cei dragi dumneavoastră. Toate cele bune, la revedere!